Istoria câinilor. Câinii, de ce? Ăsta e subiectul emisiunii noastre. Sper că veți rămâne pe recepție pe măsură ce vom cerceta mănunțit complicatul și într-un fel inexplicabilul comportament al speciei cunoscută sub numele de câini. Sau mai formal, Canis lupis familiaris. Sau cum îmi place mie să le spun, găgăuțe. Pentru a-i înțelege pe câini, trebuie să ne întoarcem în timp ca să înțelegem mai bine ce i-a determinat să fie astăzi așa. Mai exact, depozite de purici care lasă bale și beau apă din toaletă. Majoritatea savanților sunt de părere că toți câinii sunt descendenții direcți ai lupului sur. Lupul sur era și vânător și vânat. Lupii umblau în haite și se foloseau de un urlet puternic și enervant pentru a comunica. Urletul lor poate fi auzit până la 15 km, iar respirația li se simte de la 25 de km. E foarte greu de spus cum a fost îmblânzit primul lup, care a deschis calea spre câinile domesticit de astăzi. O, da, e fermecător, nu? Să continuăm. Oamenii cavernelor se foloseau de câini pentru a vâna. Câinii aveau un dezvoltat simț al mirosului. Puteau detecta mirosuri pe care oamenii cavernelor nu le simțeau. După cum vedeți, câinile i-a fost de mare ajutor omului. Continua să-l domesticească pe câine. Trebuie să fi căutat un motiv pentru care există câini. Evoluția ulterioară a lumii câinilor, sau cum îmi place mie să spun, a timpul lumii câinilor, ne-a dus în era câinelui muncitor. Câinele muncitor era bun la păzit turma, la urlat și la tras în jug. Evident, omul a avut mult de furc atunci când a încercat să transforme câinele muncitor în ceva de valoare. Așa e, băiete. De fapt, cred că ai fost crescut pentru a fi un câine muncitor. Mai exact, un prespapier, opritor la ușă sau o piatră în mare.
Bravo, băiete! Pentru o scurtă perioadă de timp, câinii au devenit ușor mai sofisticați, întrucât lorzii și doamnele conacilor, în speranța găsirii unor utilități pentru câini, își foloseau animalele în scopul practicării sporturilor. Mai să fie! Se vede cumva un stol de fazani în depărtare? Cred că ai dreptate, Nigel, băiete, să indicăm direcția aia? Evident, s-o facem! Ce ai? Nu știu cum se face, dar între perioada aia și cea prezentă, câinii au devenit foarte, foarte nerozi. Cât de nerozi sunt? Credeam că nu o să mai întrebați. O să vă arăt cât de nerozi sunt. Îl putem cunoaște pe savantul acela respectat? Bună ziua sau bună seara, n-am habar cât e ceasul. Mă aflu aici pentru a testa inteligența câinelui obișnuit. Dar, ca să avem un termen de comparație, voi testa un animal care nu este câine. Avem cumva un voluntar? Iată voluntarul. Verificați mistețimea, profesore. Foarte bine. Vom verifica inteligența acestei pisicuțe. Potrivit aparatului, motanul e la fel de inteligent ca un om de știință, ca un chirurg genial, ca un mare filozof. Și la fel de isteț ca inventatorul lasaniei? Oh. Acum voi testa un câine. Dar unde să găsesc un câine pentru testat? Un moment, o savantule. Poftim, ăsta e un câine. Știu asta fiindcă-s incredibil de isteț. Șezi. Vom măsura inteligența sa în orice secundă. Este pe aici, pe undeva. Aha, aici era. Nu, ăsta e un coș. Poftim, lupa vă ajută? Aha, am găsit-o! Potrivit aparatului, câinele este la fel de isteț ca o plantă ornamentală, ca o amibă, ca un vas de mărime mijlocie pentru salata de cartofi. Oh, nu te supăra, Odi. Salata de cartofi e foarte populară. Bine lucrat, profesore. Mă bucur că ți-am fost de folos, Garfield. În secolul ăsta, oamenilor le s-a năzărit o nouă modă: să fie proprietari de câini. Poartă câinii peste tot, de parcă aceștia ar fi niște accesorii. Dacă nu găsești nicio utilitate pentru câine, n-ai decât să-l împopoțonezi și să-l duci la plimbare. Priviți! Poți împopoțona un câine, dar se pare că nu poți să-l duci la plimbare. Totul e clar! Bine lucrat, Garfield! Să luăm o mică pauză! Nu te ambala așa! Nu eu am scris istoria câinilor, o povestesc doar! Știu, băiete, și eu aș fi jenat! Cred că ai nevoie de puțin aer curat! Câinii, nu poți trăi cu ei, nu poți trăi fără ei. Garfield! Incendiu! Incendiu! Mia, incendiu! Ah.
câinilor, m-ați salvat! Mi-ați salvat pizzeria! E un miracol! Mulțumesc, căței buni! Poftim? Pizzeria lui Vito? Și spuneți că acești câini v-au salvat pe dumneavoastră și pizzeria? Așa este! Câinele au salvat pe Vito, pizzeria lui Vito și pizza lui Vito! Sunt niște eroi! M-au trezit! Au stins incendiul! Câinii aceștia! Câinii aceștia esteți și curajoși! L-au salvat pe Vito! Vor primi pizza gratis pe viață! Cred că glumești! Doamnelor și domnilor, dragi pisici câini, în timpul filmărilor istoriei câinilor s-a întâmplat un lucru neobișnuit. Priviți! Drept urmare, trag concluzia. Deși câinilor le place să bea apă din toaletă și să lase bale să se aleveze peste tot și să... Trebuie să recunoaștem că de-a lungul istoriei au dat dovadă de niște trăsături admirabile. Au un excelent simț al văzului și al mirosului. Sunt puternici. Sunt inteligenți. Loiali și curajoși. În concluzie, să spunem că nu sunt niște bobițe inutile de sudoare. E posibil să aibă oarecare valoare. Să fie chiar cei mai buni prieteni ai oamenilor. Și tăiați! Excelent, oameni buni! Așadar, ce părere aveți? Și am spus că sunt și cei mai buni prieteni ai pisicilor.